Reprezentanții sindicatelor militare ies în stradă de ziua armatei. Lor li se vor alătura sindicatele din poliție, dar și din penitenciare. Revendicările fac trimitere la aplicarea corectă a legilor legate de pensii și salarii. Am solicitat în continuare aplicarea în integralitatea sa a legii 153/2017 în forma promulgată și încheierea contractelor colectiv de muncă la nivel național. Da. Aplicarea în integralitate în formă promulgată a legii 127/2019 a pensiilor civile. Pentru că noi militari avem în familie pensionari civili. De asemenea, amendarea legii 168/2021 în sensul acordării echitabile a drepturilor de veteran tuturor militarilor și polițiștilor care au îndeplinit misiuni de luptă și în țară, nu numai în străinătate. Noi am avut contribuții, inclusiv la pensii, care s-au dus direct la bugetul de stat. Modificarea prin amendare prevederilor 153 și 127 în sensul recunoaștere prin salarizare și calculul pensiilor, a obligațiilor, riscurilor și privațiunilor atât a militarilor cât și a angajaților civili în structurile militare. Deoarece salariații civili din cadrul Ministerului Apărării Naționale au participat și participă integral la toate activitățile unității în care sunt încadrați. În jur de 200 de buzoieni membri ai Sindicatului Cadrelor Militare disponibilizate Buzău se vor afla la București în Piața Victoriei pentru a solicita guvernului o negociere pentru stingerea conflictului. Noi vom fi prezenți în Piața Victoriei mai multe filiale din țară. Reprezentanții noștri vor înainta documentul cu revendicările dacă vom fi primiți de responsabili în măsură să ne răspundă direct, ceea ce nu știu dacă vor avea curajul un prim-ministru, un ministru al apărării, un ministru de interne. Și această acțiune va avea loc între orele 10:30 până la 12:30 și vom depune documente cu toate solicitările noastre. La protest vor lua parte și sindicatele din poliție. Suntem solidari cu toată lumea care protestează cu privire la neaplicarea celor două legi esențiale pentru familia, ordine publică și apărare națională, respectiv legea 153, cea unică a salarizării și legea 223, legea pensiilor militare. Despre asta este vorba. Noi avem un protocol de colaborare cu cei de la rezerviștii de la armată și de fiecare dată ne susținem reciproc. Ziua Armatei României va fi sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare din teatrele de operații unde sunt dislocați militari români și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.